Salutare! Bine ați venit la episodul 3 de podcast. Este un episod un pic mai special pentru că vocea mea este specială astăzi. Are așa puțin dintr-o privighetoare răgușită, dar nu asta e important astăzi. Am un invitat foarte drag mie astăzi. Este un om de la care am învățat multe lucruri. Un om care m-a inspirat și de fapt este un om care a contribuit așa, a sedimentat începutul meu în fotografie. O să vă citesc din ce am notat aici pe fișă despre invitatul meu, o mică descriere și apoi o să vă dați seama despre cine e vorba. Eu vă garantez că este un om foarte interesant. Invitatul meu spune așa: povestea mea este simplă. La 2 ani am scris toate creanele colorate pe care le-am găsit în casă, le-am prins într-un mănunchi cu ambele mâini și am scrijelit un curcubeu pe peretele dormitorului. Ai noștri nu au fost încântați, dar cred că a fost momentul când am înțeles toți că arta, desenul și pictura vor face parte din viața mea, am încheiat citatul. Într-adevăr, este vorba de un artist, de un om, cum am spus, care m-a inspirat foarte mult în demersul meu artistic și în tot drumul ăsta din fotografie. Este vorba de profesoara de desen care mi-a deschis drumul către fotografia de eveniment, Corina Dănilă. Salut. Bună, Corina, mă bucur să te am în podcast astăzi. Și eu. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Cum de drag. Sper că nu te super că am furat descrierea de pe site-ul tău. Mi-a plăcut foarte mult și vreau să povestești puțin mai mult despre momentul ăla. Vreau să nu spui ce scrie pe site. Okay. Vreau să îmi spui cum a fost de fapt, cum au reacționat părinții tăi de fapt când au văzut lucrul meu pe perete. Cred că e printre amintirile mele cele mai proaspete, să zic, cele mai tineri. Îmi amintesc, nu știu de unde, dar mi-amintesc că am luat efectiv la vârsta aia, mi se părea un mănunchi de creioane, probabil nu era mai mult de 4-5. Și am făcut conturul unui curcubeu pe tot peretele dormitorului și eram super încântată de el. Cu siguranță am și scrijerit peretele ăla, adică nu era doar colorat. Și mama nu l-a apreciat deloc, știu cum o certa, dar mai mult nu mi-amintesc. Și că am simțit o supărare cruntă pentru că nu mi-a înțeles primul act artistic. Păi și până la urmă, cum a fost? Adică... Până la urmă s-a grăvit. Nu rămas acolo, nu. Foarte interesant asta, uite, nu știu, încerca să-mi amintesc acum dacă am făcut vreodată chestia asta, nu cred că am pictat pereți niciodată în casă. În schimb, eu am început luând camera de filmat al lui taică-miu, era o cameră mare, așa, cu baterie stânga și dreapta. Și el a fost primul act artistic. Am filmat, țin minte, la o petrecere de-a lor, de asta, știi, cum era înainte. Se duceau petreceri pe la diferite localuri și eu filmam chestia aia, dar na, nu știu ce a ieșit, nici nu mai știu dacă mai sunt casetele. Bun, e foarte interesantă povestea asta ta cu curcubeul. Bine, sunt mult mai multe. Mi-amintesc aceeași cameră, dulapul, nu știu de unde am făcut rost de o cretă și îl învățam pe fratele meu alfabetul. Și absolut tot dulapul ăla a fost cu cretă, intrase creta în toți porii lemnului și era alb așa. Cred că vreo 4-5 ani așa au rămas. O loștesc mama, dar tot așa au rămas. Păi și înseamnă că părinții tăi s-au obișnuit ușor, ușor așa cu micul artist din casă, nu? Așa ar fi trebuit, dar păi, părea că nu. Păi de ce? Pentru că totdeauna scrijeleam tot ce prindeam, mă zgâleam tot ce prindeam. Masa din sufragerie era scrijelită cu numele meu, în ideea că, la un moment dat, cineva o să descoperi masa aia, așa cum noi acum descoperim lucrări din paleolitic și neolitic, și o să găsească masa mea și o să știi că e masa Corinei. Foarte tare! Da. Dar uite, ia spune. Dacă spui că părinții tăi nu au fost așa foarte încântați de actul tău artistic sau altele tale artistice de-a lungul timpului, cine ți-a descoperit talentul artistic? Bine, cine a fost primul? Clar, părinții. Părinții. Păi nu, părinții ți l-au descoperit, dar cine ți l-a susținut? Cine te-a îndrumat? Cine te-a inspirat pe tine? Că uite, eu am spus în introducere că tu m-ai inspirat pe mine la momentul respectiv să încep fotografia de eveniment și nu numai, fotografia cu oameni. Cine te-a inspirat pe tine? Nu în fotografie, în tot demersul tău artistic. Sincer îți spun că la început, fiind copil, efectiv aveam ca o forță, nu știu de unde, care mă ducea numai spre zona asta. Pictură, desen, ulterior a apărut fotografia, dar n-am avut un model. Pur și simplu mi-a plăcut,
toți cei dragi din jurul meu cumva mă admirau, simțeam o chestie admirativă și atunci probabil primind feedback-ul ăsta de la ei am mers în zona asta toată viața. Dar nu a existat un mentor al tău, nu știu? Ulterior, da. Ulterior am avut. Am avut pe profesoara mea de la liceu de artă, care acum i-am luat postul, pentru că a ieșit la pensie și mi-aș dori să fiu măcar un sfert din cât a fost dânsa. Dar uite, să știi că se spune o vorbă veche, spune că elevul își întrece maestrul. Eu cred că ai ajuns în momentul ăla acum, nu? Nu, mai am mult, dar mi-aș dori. Măcar să ajung și suficient. Tu ai avut vreodată un artist favorit, adică unul care te-a ajutat să definești stilul în pictură sau în orice altceva? Da, tot profesoara mea, Camelia Tănase, pentru că vrând nevrând, lucrând cu ea și ducându-mă într-o zonă de artă decorativă, îi admiram lucrările, că vorba era profesor. Și atunci cumva am mers în modul ei de lucru, în mod de lucru decorativ. Dar dincolo de asta, îmi place Gustav Klimt, de exemplu, dar nu m-a ajutat cu nimic, nu-l cunosc personal, nici nu aveam cum. Păi da, dar măcar ai cunoscut opera și mă gândesc că ți-ai format așa un stil după opera lui, nu? După Gustav Klimt, da. Da, de fapt da, uite, că acum mi-am găsit răspunsul. El e primul artist care cumva mi-a mulat așa modul de a picta după stilul lui, care e un stil decorativ. Îți mai aduce aminte prima ta zi de școală, că dacă acum tot i-ai furat postul profesoarei tale, fostei tale profesoare de desen, de artă, tu îți mai aduci, nu prima ta zi de școală în calitate de profesor, ci în calitate de elev. Mai degrabă de profesor. Vreau să le aflu pe amândouă. Okay. Dar mi-amintesc momentul în care am aflat că am intrat la liceu de artă și am intrat prima pe listă, cu 10-10-10, și mi-amintesc pe mama la panou, cu mulțimea de copii și de părinți și mama spunând 10, asta e fiica mea. Dar elevi, efectiv, nu mi-amintesc. Cred că aveam atât de multe emoții încât mi s-au șters. Eu sunt destul de emotiv și timid, așa că... O să vă zic eu că până să începem podcastul, Corina mi-a spus că are foarte mari emoții, dar eu văd că i-au trecut, adică nu cred pe cuvânt că e emotivă. Mi-aș obtin mie mai devreme, dar îmi face semne să nu vă zic, e ok, deja am văzut că s-a roșit, dar e ok, o să trecem peste asta. Bun, și prima zi ca profesor, pe undeva, cred că prima săptămână de profesor în care te-am cunoscut și pe tine. A, da? Nu știam. Păi da. Nu știam păi că a fost prima săptămână ca și profesor atunci. Păi da, ăla a fost primul meu an de învățământ. Eu aveam 22 de ani la economic, liceu economic. Iar elevii mei aveau 15-16 ani. Ce imaginează-ți? Wow. Mi-amintesc că prima dată când am intrat într-o sală de clasă, am așteptat să suni, să intre toată lumea în clasă, să nu fie niciun copil pe culoare, că mi-era atât de rușine. Și mi-a făcut semnul cruci și după aia am intrat. Sper că n-a fost la clasa mea atunci. Nu știu. Foarte tare, uite, cumva am contribuit și eu am sedimentat așa viața ta de profesor. Cum tu ai contribuit la sedimentarea vieții mele de fotograf? Sincer, tu m-ai luat așa prin surprindere azi, adică eu nu consider că te-am ajutat atât de mult, doar ți-am dat o cameră la un moment dat, foto. Da, mi-aduc aminte. Și gău! Eu consider că a fost un ajutor mai mare, pentru că pe lângă camera aia foto, a fost așa o inspirație cumva continuă. Ok. Pentru că, na. Mă flatează, dar... Sunt puțini oameni în viața mea de fotograf care, într-adevăr, m-au inspirat. Pentru că știi cum suntem noi, românii și oamenii în general. Atunci când avem ceva, nu dăm la altul, pentru că ne e frică că ne-l fură. Da. Și mai ales în domeniul ăsta de fotografie, videografie... Artă poate mai puțin, pentru că artiștii plastici sau... Arta se fură. Da. Păi asta nu a înțeles nimeni niciodată, că dacă faci o fotografie și te-ai uitat la fotografia altui fotograf și ți-a plăcut, tu o adaptezi, o reinterpretezi pe stilul tău. Da. Nu se poate să-l copiezi pe omul ăla, pentru că fiecare artist, până la urmă și fotografii sunt tot artiști, au reinterpretarea lor.
în... și stilul propriu. Exact, îi dai o notă personală. Adică da. Foarte mulți clienți sau prieteni îmi spun când văd niște poze, chiar dacă nu li văd eticheta pe internet, îmi dau seama că sunt ale tale. Cum, de exemplu, eu dacă văd o poză de a ta, Mihai, eu știu că e făcută de tine. Da, păi despre asta, despre da. Asta e vorba. Și mare lucru, să-ți da. Creezi o identitate vizuală. Da, este, într-adevăr. Eu, uite, și de aici m-am inspirat de la tine, pentru că atunci când am început eu să fac fotografie la evenimente, okay. Mie mi-a plăcut partea asta, stilul ăsta al tău de storytelling, de povestire prin imagini. Îmi amintesc că eram la amândoi la agenția de evenimente, unde m-ai recomandat tu de altfel și da. Tu erai de înainte mai și datorită ție am apărut eu acolo. Și am făcut prima mea nuntă, aveam niște emoții, că țin minte că am fost cu Dan, da. Dan Irina, da. La evenimentul ăla și stăteam la masă cu, la masa staff-ului acolo și eu nu am ridicat privirea din farfurie. Erau lângă mine solista, solistul, restul bandului și eu nu ridicam privirea din farfurie și... Era așa foarte rușinos. Te înțeleg perfect. Țin minte că eram total prost îmbrăcat în momentul ăla. Aveam un plover alb cu dungi negre perfect. Și cu o cămașă neagră așa. Aici era deja atașat, de fapt atașată ploverului, știi? Cumva nu era cămașa mea pe dedesubt ca să fii mai fancy. Da, și țin minte că Dan a venit la un moment dat, am fost să facem sesiunea foto în parc cu Miri. Și mi-a zis Dan că hai să facem poze. Eu, hai să facem poze. Și acum eram, dar ce poze facem? Că nu știu. Zici că e un deja vu. Deci ce spui tu, e fix experiența mea prima anul. Azi îți povestesc și eu. Abia aștept. O să ne împărtășim experiențele. Țin minte că aveam blitzul ăla de pe aparatul tău. Fujifilm era ăla, nu mai zic, da? El apărea așa foarte profi, dar nu era. Era un aparat care... uite. Jumătate din nunta aia... Nu știu ce am făcut eu, dar am dat butonul de la focus manual și automat, am dat pe manual focus. Nu pot să cred. Și la pregătire atunci, da, au fost poze foarte puțin neclare. Cumva s-a nimerit focusul așa, știi? Bine, că am dresat, după aia am dat cu sharp, cu de-astea, am dresat pozele până acum, adică au fost ok. Dar în parc, țin minte că era așa penserat și eu am pus blitzul frontal, am făcut poze, era să în palmă. Cred că au fost 10 poze. De toate, adică și brutul 10 poze a fost așa cu ei și cam aia a fost. Și țin minte că din primii bani, din banii aia de nuntă... Mai țin minte cât? 300 de lei. Mi-am dat 450? Da. Păi da, tu erai mai veche. Nu, dar din al doilea an mi-a dat și mie 450, că uitase că l-a dus 300, știi? Așa. Din banii aia m-am dus și mi-am luat o pereche de Adidas. Pentru că atunci jucam și volei. Norocos. Și da, mi-am luat niște Adidas albaștri. Adidas. Și am pus... Nu. Mi-am luat Adidas și albaștri, mi-l luasem de altă nuntă. Nu era de la tine, era o altă nuntă pe care o făcusem înainte. Când promutasem camera. Adică luase fratele meu o cameră de filmat lui taică-miu din America, care nu puteai să transferi imaginea pe calculator, că era pe alt sistem, da. NTSC, nu mai știu exact. Și un aparat foto care era cam atât. Serios, era, avea 2 megapixeli. Oh my God. Și am făcut poză la nuntă cu ăla și țin minte că atunci se purtau fotomontajele alea și eu am luat pe Miri, am pus într-o apă undeva așa sub niște pietre, i-am pus într-o baltă, i-am pus pe soare, un chici foarte mare, dar din banii am luat Adidas și albaștri, iar din banii de la nunta de la agenție mi-am luat niște Adidas și albi cu număr mai mic pe care i-am purtat și m-au strâns. Și uite așa, off topic, de atunci mi s-au deformat degetele la picioare, adică nu o să vă arăt degetele mele oricum, la picioare. Oricum, discuția asta se duce într-o zonă nebănuită. Da, cam asta este începutul fotografia de nuntă. Acum 13 ani. Da, acum 13 ani, da, aveam 15 ani acum. Da. 13 ani m-am apucat de eveniment, da, uite, mi-au dat lacrime, că fii de nostalgie. Da, acum, gata, suficient despre mine, vreau să aflu cum a fost prima ta nuntă, că vreau să văd dacă ne asemănăm atât de mult. Ne asemănăm foarte mult, dar înainte de asta, nu mi-amintesc momentul în care te-am cunoscut pe tine prima dată, dar îmi amintesc că nu puteam să fac ora de desen propriu-zis cu niște copii de clasa 10, așa 11, în viziunea mea, că mă gândeam că n-am ce să-i mai învăț, oricum erau toți mai înalți cu un cap decât mine și atunci mi-era greu să le zic scoate acuarelele și hai să pictăm primăvara.
și încercam să discut cum e în facultate, încercați să căutați un job în facultate. I-am dus așa într-o zonă mai largă, nu știu. Și am ajuns în dreptul tău și nu știu cum am ajuns la fotografii, nu știu cum. Cred că ora următoare mi-ai arătat niște fotografii de al Italiei, ai venit cu ele prin tati. Păi dacă nu, ne dăduse tema atunci să facem, nu știu, o pictură cu patru chestii, patru scene. Și am zis că eu nu pot să fac, eu nu știu să pictez. Deci v-am dat să pictați. Da, și zic că pot să aduc niște poze. Și eu am făcut poze. Și știu că ți-am făcut prima ta expoziție foto. Pe un polistiren alb. A, da, am uitat de asta. Alb. Am uitat de asta. Mihai. Da, am uitat. Mihai. Da, uite, chiar m-a întrebat. Numele tău. Da, corect. Chiar m-a întrebat cineva acum de curând dacă am avut expoziție foto, că nu prea am avut. Ai văzut că ai avut. Da, uite, demnotat. Am fost curator. Da. Și cum am gândit la fotografii la tine, e ca în artă, dacă ești un pedagog bun sau dacă ai ochi artistic, poți să-ți dai imediat seama dacă un copil, un elev are inclinații. Sau un adult care poate nu o studia, dar vezi că are inclinații. E o chestie nativă. Și se vedea la tine, era evident. Și mi-am zis că aveam evenimente la agenția asta, mariaj, ei oricum nu mai există. Și nu știu de ce n-am reușit, nu reușeam să mă duc la un eveniment, nu aveam cum. Și era o chestie de nedescris, adică nu concepeau ei să nu pot să mă duc eu la un eveniment. Și atunci, fulgerător, m-am gândit la tine. Iar în momentul în care ți-am dat camera mea și te-am trimis la nuntă, am avut așa un gând, zic, dacă peste vreo 10 ani o să fii mai bun ca mine, eu ce o să fac? Asta nu s-a întâmplat, vă zic. S-a întâmplat. Dar e bine, e fain, e fain. Nu s-a întâmplat. Fain. Eu cred că nu s-a întâmplat. Da. Eu cred că chestia asta cu bun sau mai bun, mai puțin bun, dar știu că ăla a fost relevant. La 22 de ani m-am gândit, vai, dacă băiatul ăsta o să fie mai bun ca mine. Eu, dar, cred că nu am depășit maestru. Da. Nu cred că l-am depășit. Cred că mereu avem ceva de învățat. Și în artă există așa o distanță pe care trebuie să o parc, un drum pe care trebuie să-l parcurg. Tu ești mult în fața mea, ceea ce eu apreciez și îmi place chestia asta, pentru că în continuare mă inspir și asta e un lucru foarte, foarte benefic pentru mine. Mie tot nu vine să cred, dar mulțumesc. Ideea e că mă gândeam acasă, înainte să vin aici, că în artă, cred că și în fotografii, cred că trebuie să te ferești un pic de manierism. Adică să rămâi doar într-o zonă. Da. De exemplu și Picasso. Picasso a avut mai multe perioade a lui. Perioada albastră, perioada roz, perioada cubistă, care o știm toți. Și cred că și așa e și ca fotograf și ca artist. Ai tot felul de perioade, te reinventezi. Altfel nu ai cum să rămâi pe piață odată. Prima ar fi ca fotograf de nuntă acum 13 ani să faci Mira San Palma, era perioada, știi? Să fii cu Mira San Palma, poza aia. Aia era perioada. Asta se cerea, da, corect. Dar vreau să-mi spui despre prima ta nuntă, că ai spus că ne asemănăm. Asta vreau să aud mai mult. Prima mea nuntă a fost cu Dan Irina, care de altfel a fost și coleg de clasă în liceu. Și el filma cu vreo 2-3 ani înaintea mea. M-au trimis la nuntă, că sigur ai să te descurci. Nu știu ce au văzut și ei în mine. Eu zic, du-te că te descurci. Mă rog, am făcut fotografii. Iar după cununia religioasă, mi-amintesc că eram la Biserica Bistrița, extraordinar de frumos. Mireasa spune, acum facem ședința foto, nu? Și eram exact ca tine. Ce ai aia ședință foto? Adică ce ar trebui să fac? Și m-am întors spre Dan și am zis, băi Dan, eu ce trebuie să fac? Păi le faci și tu niște poze acolo. Ok! Le-am făcut niște fotografii. Ideea e că le-am făcut niște fotografii atât de elaborate și de compoziționale cu domnișoarele de onoare într-o parte, da, și într-o parte. Era tot o compoziție perfectă, dar prea puțin aveam poze cu ei doi, pentru că nu știam ce trebuie să fie. La mine a fost ca la școală, compoziții, totul gândit, lumina, din ce direcții, da? E, uite, la mine n-a fost compoziție, la mine a fost pur și simplu ceva acolo. Și țin minte că eu am avut perioada asta, tot vorbeai de Picasso, am avut perioada asta când îi puneam pe Mir să se pupe mult. Adică toate pozele mele erau cu pat. Ei nu aveau poze fără cu pat. Și i-am dat seama la un moment dat, zic, mă, stai un pic, oamenii se pupă, nu e ok. Nu e ok, trebuie să facem poze și fără cu pat. Și atunci am început eu să nu mai fac poze cu pat. Acum nu prea mai fac poze cu pat. Se pupă mai puțin. Dar bine, adică...
recunosc când am un, cu siguranță avem toți, când am un moment din ăla de lipsă de inspirație și am nevoie măcar 3 secunde să-mi dau seama ce fac după aia care următorii posing, zic, hai pupați-mă! Și atunci știu că am eu un timp de 3-4 secunde să pot să mă readun, să mă gândesc. Mi-ai povestit de prima nuntă, mi-ai readus aminte de fapt de prima mea expoziție foto de care eu am uitat, deși să-mi fie rușine, n-ar fi trebuit să uit de ea. Spune-mi tu când ai avut prima ta expoziție foto sau expoziție de pictură, cred că pictura a fost prima și apoi fotografia, da. Nu? Când ai avut prima expoziție de pictură? Prima expoziție, bine, am avut foarte multe expoziții proprii, foarte mult în facultate și ultima au fost în 2009. După aia m-am axat extraordinar de mult pe fotografii. Pe de o parte îmi pare rău că m-am distanțat așa de domeniul ăsta al picturii, dar pe de altă parte am foarte mare de validare pe partea de fotografii și compensează. Iar prima expoziție a fost în clasa 10, o expoziție de grup la biblioteca copiilor, la bibliotecă, expoziția copiilor. Expoziția foto care cumva a fost importantă, a fost o chestie foarte amatoricească. Era un spațiu expozițional, nu știu dacă tu l-ai prins sau dacă ți-amintești, în cadrul magazinului Petrodava la parter. Aveam niște panouri foarte mari și am expus și pictura acolo și fotografii. Iar în momentul în care am început fotografia din nuntă, făcusem expoziția asta cu fotografii banale făcute la țară, la fratelor, părinților și așa mai departe. Și m-am dus la agenția asta să caut un job pe perioada vacanței de vară, era în primul an de facultate. Și ce-mi doream eu era să scot husile de pe scaune și să pun husile pe scaune la o nuntă. Cam ăla a fost gândul meu de job. Iar la marele interviu am spus că am și o expoziție de fotografii. Iar ei mi-au zis, vai ce bine, noi nu avem fotograf, și au zis că eu asta nu pot să fac. Și au zis, cu siguranță îți poți face. Și cam așa am început eu fotografia. Foarte tare. Uite că tot vorbeai de fratele tău, îl fotografiai la țară. Știu că tu acum de curând, de fapt de ceva ani bun, ai început așa să-ți integrezi oamenii dragi în familie, în business. Vreau să-mi povestești, cum a fost prima nuntă cu Bogdan, cu soțul tău? Ca și videograf. Cum a fost să-l iei cu tine de acasă la nuntă și să fiți soție și la nuntă, nu doar acasă? Partea faină a fost că el și-a dorit, adică eu nu m-am gândit niciun moment la asta, el și-a dorit la timpul respectiv. Și era foarte confortabil, poți să te porți foarte natural. Nu, adică dacă ai o zi proastă, ești cu soțul tău, te completează el. Dacă nu știu la un moment dat ce dialog să port cu Miri, mă completează el sau invers. Pe undeva e ușor, că ești echipă și acasă și te știi foarte bine. Iar cu Vlad a venit pe parcurs. Eu pot să editez. Și acum cine vine să filmeze cu tine? Acum lucrez cu Vlad, cu fratele meu, pentru că Bogdan nu prea mai are timp. Și atunci am zis că să le echilibrăm. Și cu cine e mai bine? Că nu au de nimeni, poți să-mi spui. Cu cine a fost mai bine așa ca să colaborez? Cu Vlad sau Bogdan? Amândoi în aceeași măsură. Bine, dar cu cine a fost cel mai bine? Asta e ideea. Că... Amândoi în aceeași măsură. Nu, cu amândoi la fel. Adică unul fratele meu, clar țin la el într-un alt mod și îl știu de când s-a născut. Iar cu Bogdan... Păi, vorba aia, pictai pereții prin casă cu el. Adică da, exact, asta e vorba. Exact. Iar cu Bogdan, fiind soțul meu, la fel, am un confort că el și e foarte ușor să lucrăm împreună. Foarte tare. Da. În schimb, cred că mai ușor să lucrez cu un străin pentru că poți să fii mai direct și mai tranșant. Și atunci cu cei dragi încerci să fii mai... Îți mai amintești din toate evenimentele pe care le-ai fotografiat un moment foarte amuzant, așa, ăla marcant care ți-a rămas acolo și pe care nu știu să-l povestești nepoților? Cred că au fost foarte multe momente. Da, fani. Dar acel moment, acel moment. Trebuie să existe un moment. Sunt multe. Uite, mi-amintesc că la un moment dat nu dau nume un preot care oricum nu mai lucrează în domeniu, care în momentul în care la un moment dat a spus mirilor, haideți să spunem toți tatăl nostru și el a început să spună în germană. Și toată biserica a început să râdă și să auzea cum râd toți. Dar nu știu, au fost foarte multe. Îmi amintesc
fratele meu a avut o nuntă cu mirile în cârjii, de exemplu, și o dat sahor așa și o căzut cu tot cu cârjii. Bine, asta o să fie acum niște hateri așa care o să vadă asta și că, uite, domnule, râde de omul cu probleme. Nu, dar și voi ați fi râs dacă ați fost acolo, credeți-mă. Da. Nu mi-amintesc acum, dar pe parcurs, dacă o să-mi revină în memorie lucrurile astea. Eu am avut un moment ăsta. Eram la un eveniment cu un coleg de-al nostru, videograper, care știi și tu. Și la un moment dat, la finalul slujbei, este o formulare de-asta în biserică, când a spus, și acum vă slobozesc să mergeți să petreceți. E când a zis preotul că vă slobozesc să mergeți să petreceți, fiind artist vizual, înseamnă că mintea mea s-a făcut imaginea și mă gândeam cum preotul ăla își slobozește pe oameni să petreacă. Și era așa, un fel de white party în biserică, cumva, știi? Uh-huh. Cam asta a fost. Sunt multe momente de genul ăsta care nu mi le amintesc acum, dar au fost multe momente în care nu am ascuns în spatele camerei și camera făcea așa. Dar nu, știi cum e, ca la școală, când nu trebuie să râzi și râzi, dar nu e niciun moment de râs. E chestia asta. Da, știi, uite, pe mine m-a apucat să râd așa din orice la a doua nuntă, știi, că dacă aveam sâmbătă, duminică, nuntă. Oh, da. A doua nuntă era caterincă totală, pentru că râdeam așa de orice. Da, râdeam de oboseală, ca să nu adorm. Exact, știi că noi nu vorbim ca să nu adormim, noi râdem ca să nu adormim. Pentru că așa erau vremurile. Dar ia spune-mi, îți mai aduce aminte vreun moment ăsta, nu știu, nasol? Nu știu, orice, o chestie nasoală care s-a întâmplat la un eveniment? Da, am avut perceput din noi o chestie deranjantă. Am avut un furat miresei care s-a întâmplat la ora 11 și noi am mers cu mașina lor și am revenit la nuntă la ora 3 dimineață. Oh, wow! Și pentru ce ați făcut în perioada aia? Și m-a dus mireasa la o discotecă undeva la vreo oră de locul respectiv și nu mai vreau să ne aduc înapoi, că i s-a părut mai interesant acolo. Inclusiv, adică, deși mireasa și-a dorit să fie la nuntă, nu a avut cum să întoarcă. Așa, a stat acolo și ea? Da, dar l-au fost furatul miresei undeva la vreo 4 ori, 5 ori. Și a fost un moment aiurea pentru că nu aveam cum să mai fac cadrele, cum să mă mai bucur din moment. Păi și când v-ați întors la nuntă, cum erau oamenii acolo? Era nunta în zonă de munte, oamenii erau veseli. A, deci n-am văzut care și mireasa. Dacă au văzut, nu cred că nu cred că le-a păsat, da. Și după ce ne-am întors, bineînțeles, cu cardurile descărcate la cameră, ne-am dus să ne luăm cardul care era pus în încărcător în priză sub masa unor miri și unor nuntași și nu l-am mai găsit. Și au fost, nu mai fost momente de astea. Dar cred că se duc toate undeva în spate acolo, că nu ți le mai amintești. Uite, mă gândeam odată că dacă am stat așa mai mulți fotografi de eveniment și videografi, să, nu știu, să ne amintim de toate momentele astea ciudate de la nuntă, cred că un film ar fi cred că cel mai bine vândut film, probabil, pe chestia asta. Știu că au făcut la un moment dat cineva, au făcut un film despre fotografi și videografi de nuntă, cu mulți ani, dar era o chestie foarte chicioasă așa și penibilă. Și uite, că tot am venit vorba de chestia asta, cum vezi tu fotografia de nuntă? Pentru că foarte mulți oameni văd fotograful de nuntă, îl văd așa, fotograful ăla fripturist, care merge și mănâncă și bea la nuntă și se îmbat acolo. Adică oamenii nu-l văd un artist care creează niște amintiri pentru oameni, adică care face acolo niște fotografii, care le rămân mirilor și oamenii se bucură peste ani, pentru că valoarea fotografiei nu este după o lună când primești pozele de la nuntă. Valoarea este după vreo 3-4 ani. Tu cum vezi lucrul ăsta? Fotografia de eveniment mi se pare foarte grea, în primul rând. Foarte grea. Cu cât trec anii, devine din 5 mai grea. Pentru că trec anii, încep să ai anumite așteptări de la tine, de la produsul pe care urmează să-l livrezi mirilor, ca să spun așa. E foarte obositor, trebuie să arăți în permanență că ești profi, trebuie să ai o imagine, să fii mereu drept, să zâmbești, să încerci mereu să socializezi, pentru că fotografia mi se pare o chestie foarte intimă. Adică în ziua anunții
ești foarte aproape din ei, tu ești în sufletul lor acolo. Și atunci ei trebuie să cunoască o formă din tine, trebuie să fii super sincer, ca să poată și ei să deschidă, să ai o amintire cât de cât reală. Da, uite, la asta mă gândeam acum când vorbeai tu, cu amintirile reale. Pentru că sunt foarte mulți clienți care vin și spun să facă niște poze acolo, să fie. Dar până la urmă aia e amintirea lor, momentul lor de glorie, să zic așa, care își încep viața împreună, da, ca și cuplu, și totuși nu dă atât de multă importanță fotografie, pentru că știm și noi, știi și tu, și știu și eu și toți fotografii de eveniment, că lista priorităților începe de la band și fotograful și videograful este așa, undeva pe ultimul loc. Eu cred că noi fotografii pe undeva suntem și un business, noi. Eu sunt business, tu ești un business, da? Ești o imagine, te vinzi. Da. Și atunci eu am targetul meu, tu ai targetul tău și cu anii am reușit să-mi dau seama care sunt clienții mei, care e targetul meu, care e prețul meu, ce îmi doresc eu de la Mir să primesc ca să pot și eu să ofer și atunci a început să-mi fie mai ușor să-mi găsesc clienții. Ți-a luat mult timp să-ți creezi acest branding personal, așa, ca să poți să ajungi la clienții pe care ți-i dorești? Foarte mult timp, da. Cred că 10 ani. Abia după 10 ani am început să înțeleg exact. Știi că cercul ăla 3 concentrice? Da. Unde ai ce fac, cu ce fac și de ce, până ajungi să-ți înțelegi de ce. Mi-a luat foarte mult timp să-mi dau seama. Și la tine care este de ce-ul? Sincer, acum 10 ani de ce a fost să cunosc oameni interesanți și să fac foarte multe vacanțe. Și acum? Acum nu-mi dau seama, pentru că a venit pandemia și nu mai știu, m-am pierdut în de ce. Dar o să vină, cu siguranță. Ideea e că am devenit mai deschisă, mai comunicativă, ceea ce în viața de zi cu zi nu sunt neapărat. Uite, asta și pe mine, fotografia m-a făcut să fiu mai... Adică, dă-mi o cameră în mână, pot să mă duc să fiu 1000 de oameni în jurul meu, că n-am nicio problemă, vorbesc liber, râd și vorbesc cu oricine. Dacă mi-ai luat camera din mână și m-ai adus între 4 oameni, e gata, s-a făcut liniște. Da, pentru că aia e zona ta de confort acolo. Probabil. Da, uite, la fel am fost și eu, înainte să mă apuc așa de fotografie serios. Eram, cum ți-am spus, acum fac furie și nu mă uitam să dea dreapta. Acum n-am o problemă să vorbesc în fața 1000 de oameni și uneori dacă, nu știu subiectul ăla, inventez eu ceva și tot nu se prinde nimeni, că am inventat. Acum n-am făcut un podcast niciodată și nici n-o să fac vreodată. Glumesc, am inventat de multe ori lucruri, dar nu lucruri pe care le-am povestit. Dar da, fotografia te schimbă, mi se pare că te schimbă, pentru că așa cum ai spus și tu, este o chestie acolo personală, intimă, și tu cumva intri în zona aia de intimitatea oamenilor și le fotografiezi sufletul, pentru că noi suntem povestitori până la urmă, orice scriitor are penița și scrie povestea. Noi, cum îmi place mie să spun, pictăm cu lumină, suntem niște artiști vizuali care pictează cu lumină și noi spunem povestea printr-o imagine și eu cred că e mai dificil și un pic mai, de fapt, e mai greu să vii să spui o poveste doar printr-o singură fotografie. Pentru că ar trebui cel care o privește să simtă povestea aia, nu să o privească, ci privitul să fie așa, completare la simț. Și de aici relația ta cu clientul tău, cu Miri. Pentru că dacă n-ajungi să fii pe aceeași energie cu ei, tu n-ai cum să surprinzi cu adevărat temperamentul lor, momentele alea reale. Uite, eu când mă întâlnesc cu clienții mei, când suntem la partea de întâlniri și negocieri, le spun că mă întreabă, ok, și sesiunea foto cum o facem? Ne spui tu cum să stăm? Și le spun, nu, sesiunea foto este o plimbare în care sunteți voi doi și atât și faceți abstracție de mine. Și eu vă fotografiez, mă învârt în jurul vostru și vă fotografiez, pentru că despre asta e vorba. Nu vreau să aveți niște poze în final care să fie, nu știu, să fie corpurile voastre acolo și sufletul nu. Adică
Că până la urmă nu a ajuns nicăieri. Uite, am mai spus-o și într-un podcast anterior, cel cu Ciprian Istrate, că la Facultatea de Arte, la un arte la București, la un moment dat, mie profesor mi-a spus că nu sunt artist, pentru că eu sunt fotograf de eveniment și că fac fotografie comercială și aia nu înseamnă artă. Dar eu i-am contrazis mereu și am spus că, de fapt, aia este artă. Să faci un om să simtă ce ai văzut tu și ai surprins prin aparatul de fotografiat, cred eu că este mai greu decât să pictezi un tablou și să fie o chestie abstractă. Oricum, nu înțeleasă de nimeni, dar lumea îl apreciază pentru că, nu știu, poate ia ceva wow. Da. Și eu, dacă lucrez de atâția ani în domeniul artistic, am făcut liceu de artă, facultate de artă, master în artă, lucrez la liceu de artă, e clar că nu sunt o bulă. Eu doar asta știu, bula asta. Și cred cu tărie, la un moment dat, nu toată lumea e artist, când ai cum. Și pe undeva văd și eu fotografia asta de eveniment ușor comercială. Faptul că eu, tu și mai sunt ca noi, pun foarte mult suflet și te duci la nuntă cu răspunderii, pentru că ai o mare răspundere și te duci cu umerii plecați când știi că trebuie să iasă un produs și să-ți iasă o amintire care să o vadă strănepoții lor și poate o să plâng, eu știu, nu? Și atunci răspunderea e mare. Dar n-ai cum să scoți o fotografie artistică, adică n-ai cum să scoți 1000 de fotografii artistice la un eveniment. Nu, asta clar. Dacă ai noroc să scoți una, ești bine. Da, 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 așa e. Da, dar totuși... Ești creativ, ai noțiunile de artă, ai noțiuni de lumină, de compoziții, de ritm și așa mai departe le ai. Deci clar lucrezi cu ele. Dar e cumva la mijloc. Știi la ce mă gândeam acum când vorbeai? Că tu ești și profesor, și artist, și fotograf. Bine, artist, fotograf, același lucru. Și pictor, și fotograf. Cum ai reușit să îmbini toate astea? Că mă gândesc că la un moment dat a fost acel moment de zero când trebuia să le îmbini pe toate. Sau să te împarci cumva în toate. A fost momentul ăla? Da, pentru mine e foarte simplu, pentru că elementele de bază, tot ce înseamnă culoare, compoziții, ritm, lumină, tot, le înveți la liceu de artă. Adică e baza, e alfabetul. Și atunci, dacă tu ai alfabetul, tu poți să scrii romane, novele, poezii și așa mai departe. Pentru că tu respecti anumite rigori și dincolo de asta e creativitatea ta. Adică n-ai cum să nu reușești să le faci pe toate. Acum nu înseamnă că le faci pe toate bine. Pe asta urma să te întreb, că de cele mai multe ori când faci mai multe lucruri, nu prea le faci pe toate bine. Tu ce ai făcut bine din toate astea? Ce consider tu că ai făcut bine? Pentru că eu știu, adică eu pot să zic eu ce am văzut că ai făcut bine. Mi-e place foarte mult pictura. Pictura, ceea ce fac eu, artă decorativă. Și așa cum am zis la început, regret că am cam lăsat așa pe planul 5, 6, 7. Pentru că m-am axat foarte mult pe fotografii, dar... Pentru mine simt că tot arta plastică e prioritară. Adică ăla e lucrul pe care eu fac bine. Înțeles. Uite, legat de tot de artă, okay. Dacă ar fi să schimb ceva în momentul ăsta, nu știu, la artă, la orice legat de artă, ce ai schimbat, ce ai aduce nou, ce ai scoate din artă, ce ai scoate din fotografie, ce ai aduce nou în fotografie? Ce ai vrea să fie în fotografie, nu știu. Mamă, ce treburi grele. Nu știu ce aș schimba. Da. Nu aș schimba nimic, nu știu. Sau uite, ce ai schimba la tine, la artistul Horina Dănina. Tot, o grămadă, tot. Ești foarte critică cu mine. Ești foarte critică cu mine. Adică niciodată n-am pictat ceva, n-am fotografiat ceva, nu știu, n-am lucrat ceva fără să, la urmă, să-i găsesc un lucru negativ, fără să-mi dau seama că, am omis ceva, puteam să fac mai bine. Nu știu, întrebarea e grea, nu dau seama, nu aș schimba nimic. Adică, așa cum ai zis tu, totul a avut ritmul lui, în arte totul a fost ritmat, a crescut cumva, a fost crescător. Și atunci mi-e greu să schimb, nu știu, nu-mi dau seama, nu știu.
Uite, fiindcă ne apropiem de final, okay. Nici nu mă mai ține vocea, deși cred că avem o grămadă de lucruri de povestit, dar poate poți să mai facem încă un episod pe viitor, cu mult mai mult despre fotografie și momente amuzante. Vreau să îți, nu știu, să te provoc, să le spui, să le dai așa un sfat, poate, nu știu, celor care au fost ca mine și vreau să se apuce de fotografie și să facă un ban la început de drum, sau celor care au înclinație spre artă și vor să ajungă artiști, dar au ideea asta preconcepută pe care le-o implementează societatea, și anume, artistul este un om care își face arta lui, dar trăiește în mizerie. Acum, în era digitală, când poți să faci grafică digitală, poți să faci atâtea lucruri, mi se pare imposibil când te naști cu un talent, cu un har, adică ai un as în mânecă, să nu te descurci. Adică e cel mai mare avantaj. Dacă te-ai născut cu un talent, te-ai născut cu cartea de vizită în mână. Păi da, dar uite, foarte mulți tineri sunt descurajați de chestia asta, că domnule, o să fiu artist, n-o să câștig bani, n-o să am ce să trăiesc, și știi foarte bine că în ziua de astăzi, într-adevăr, societatea ne setează așa niște valori care țin doar de partea materială până la urmă, pentru că pe tot social media, ce vedem? Vedem mașini nimic scumpe, real, da, vedem o iluzie, și totuși tinerii din ziua de azi sunt ghidați de această iluzie. În cazul ăsta, ce le-ai transmite tu în cazul ăsta să-și urmeze visul? Adică să-i determin, să fie așa o frază motivațională pe care să o vadă cei care ne privesc, că domnule, uite, îmi place să croșetez, mă apuc de croșetat. Ei, cum le spun copiilor mei la școală, copiii, mă rog, sunt mari, clasa 11-12, deja ești adult. Trebuie să lucrezi conștiincios, să fii cât se poate de umil și de modest, pentru că în momentul în care s-a pierdut umilința, nu mai apare nici evoluția. Deci cu cât lucrezi mai mult, cu cât ești mai conștiincios și lucrezi exact cum îți place, n-ai cum să n-atragi oameni care o să bucuri de produsul tău, de pictura ta, de fotografia ta. N-ai cum. Adică nu poți să fii tu singurul pe lume care îi place un anumit lucru sau o anumită viziune. Așa că șansele sunt nelimitate. Bun, și acum că le-ai transmis un mesaj celor care vor să se apuce de artă, vreau să apelez la autoritatea ta de cadru didactic și să le spui celor care ne urmăresc să se aboneze la canalul ăsta de YouTube, pentru că o să vină foarte multe proiecte interesante aici, o să fie foarte mulți oameni faini, la fel ca tine de altfel, pe scaun acolo intervievați, și trebuie să, nu știu, poți să le spui că dacă nu stau subscribe de până la 4 și rămân cu origine spre vară, la desen, că știu că asta era o rușine foarte mare să rămân cu origine la desen, sport și, nu știu, religie, de exemplu. Da. Trebuie să-mi vin ceva deștept, dar nu vin. Stai să mă gândesc. Băi, tu știi cum ești tu? Asta poți să pui. Deci, întrebările tale, Mihai, azi, îți fix cum e filozofia. În filozofie nu e important răspunsul. E importantă doar întrebarea. Așa a fost la tine azi. Adică vii cu niște întrebări atât de faine încât mă trezesc în imposibilitatea de a răspunde. Că sunt mult prea faine. Nu e adevărat, vă minte că nu. Eu aveam aici scris întrebările, le-am făcut în 5 minute. Ok, idei, nu chiuliți și dați subscribe lui Mihai că o să vedeți lucruri interesante. Nu eu, ce urmează după mine. Așa că eu o să vă îndemn să ascultați de Corina și să dați subscribe la Gravity Podcast, pentru că aici în Gravity Hub, în Piatra Neamț, o să fie proiecte foarte mișto. Și dacă o să chiuliți, Corina strigă catalogul. Și o să vă pun absent. Și vă scade nota la purtare. Așa că eu zic să rămâneți pe YouTube, să dați subscribe și să vedeți următorii invitați. Și nu-i puneți pe părinți să mă suni. Corina, îți mulțumesc că ai venit astăzi la podcast. Mă bucur mult că te-am avut invitat și mă bucur că am depărat așa mici amintiri. Până data viitoare să fim creativi și, cum se spune între fotografi, să avem lumea bună. Doamne ajută! Mult succes! Mulțumesc la fel!